Nemții sunt încântați de cel mai nou TAF al producătorului reghinean de tractoare forestiere Irumesa. Un reprezentant al Institutului German de Certificare a Calității se află în aceste zile la Reghin. Oficialul vine pentru a doua oară, iar sarcina sa este de a urmări modalitatea de producere și de a testa tractorul forestier. La final, produsul trebuie să îndeplinească anumite standarde pentru a putea fi comercializat în țările Uniunii Europene. Oaspetele se declară cucerit de noul model de TAF și performanțele sale. Produsul este foarte bun, trebuie să-i se aducă mici modificări. Avem în Europa o piață comună. România este o țară europeană și ceea ce se produce aici trebuie să corespundă standardelor Uniunii. Oficialul neamț nu este însă un inspector cum ne-am obișnuit în România, care vine, vede și face un raport. Ernst Riedel stă zile în șir în fabrică, studiază produsul pe toate părțile și petrece ore întregi, cot la cot cu muncitorii pentru a le explica ce au de făcut. Tocmai de aceea mărturisește că s-a atașat de România și de produsul reghinean, drept pentru care speră din tot sufletul ca noul tractor să iasă curând pe piața europeană. Firma, also ich hoffe, dass Firma Irum nur weiter hochsteigt, dass sie mit Produkten. Sper ca firma Irum să se dezvolte și să livreze la calitate corespunzătoare produsele sale atât în regiune, cât și în alte părți ale Europei, fără să aibă probleme din punct de vedere a securității muncii. Fondată în 1953, Irum este o companie specializată în construcții de mașini și utilaje. Operațiunile sale s-au concentrat pe producția, dezvoltarea și serviciile dedicate utilajelor de exploatare forestieră. Fiecare model nou vine după ani de proiectare virtuală, testare și prototipare, înainte ca alți pași să fie făcuți în procesul de dezvoltare. Puțin dintre noi știm că aproximativ 70% din componente sunt de producție proprie.